Bună ziua, dragii mei, sunt tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în săgetător, o altfel de etalare sau altă etalare, pentru că ați avut deja la începutul lunii la alegere, septembrie la alegere, în cruce celtică. Ați mai avut sfârșit de august, septembrie, iar când am vorbit pe scurt despre voi, voi singuri, voi în cuplu, voi în relații cu alte zodii, haideți să vedem acum ce mesaj ați primit. Pentru unii dintre voi, evident că aceasta este, nu uitați niciodată că aceasta este o etalare colectivă și nu toate mesajele vor rezona cu toți. Sau, din ce ascultați, poate doar câteva mesaje vor fi pentru voi. Rămâne să vă conectați la sufletul vostru, la intuiție și să vedeți, să simțiți. Din seria acestor cărți, care îmi plac foarte mult și pe care le folosesc în ultima vreme, ați primit The Bride Offers Herself. Mireasa se oferă. Se oferă. 43. 43, numărul 7. 7 știți că e un număr spiritual. Simt că treceți printr-o, sau ați trecut, sau sunteți în plin proces de transformare spirituală. Pentru că în acest moment această mireasă și mai ales faptul că la capătul setului de cărți aveți o altă carte care amintește de căsătoria dintre Hristos și credincios sau credincioasă, flacăra cristică, Christ Flame, și soft, care înseamnă moale, delicat, blând. Cred că unii dintre voi treceți, sunteți în plin proces de transformare spirituală, sunteți chemați să vă îndulciți, să vă înmuiați un pic niște aspecte soft, să vă îmblânziți niște aspecte ale voastre, că totuși sunteți semne de foc și sunteți poate uneori, poate cu siguranță, mai pasional, poate uneori sunteți prea pragmatici, depinde și ce planete aveți prin semnul de pământ. Poate unor prea rațional, dacă aveți planete în semne de apă, trebuie să vă îmblânziți un pic cu acest soft. Și să vă conectați la această flacără cristică. Să vă oferiți, nu știu cât sunteți creștini, posibil că sunteți destui, că suntem totuși un canal românesc și majoritatea suntem creștini. Pentru cei care poate n-au înțeles ce înseamnă creștinismul și s-au blocat în niște dogme, reguli exagerate. Când vorbesc despre dogme, mă refer la reguli exagerate, ca să fie înțeleasă conotația, da? Poate v-ați blocat unii dintre voi în aceste reguli impuse de biserică, absurde, într-adevăr, multe, foarte absurde, și din cauza aceasta v-ați îndepărtat de adevăratul creștinism. Acum sunteți chemați să îmblânziți, să vă îmblânziți în relație cu acest aspect care ține de religie, de spiritualitate, mai ales că voi sunteți casa a noua a lui Jupiter, o casă spirituală. Și să faceți într-un fel pace cu Hristos, cu flacăra cristică și nu doar pace, să vă oferiți ca și miri, mirese, acestui ideal. Uitați ce cărți superbe au venit, ce cărți superbe, da, ați suferit. Da, într-adevăr, când trebuie să urmăm această cale, suferim, dar suferim pentru o cauză, pentru o dragoste care nu poate fi înlocuită cu nimic. În continuare aveți Legacy of Light, moștenirea luminii. Știți că în momentul în care vă conectați la Hristos și vă oferiți Lui, veți lăsa în urmă lumină. Veți reuși să transformați toată suferința, că da, e o suferință, e o alchimie, da? În lumină. Și veți lăsa această lumină și altora. În continuare, aveți grația ei, probabil cineva vă inspiră, 17, adică 8, transformare, cineva vă inspiră și vă transformă și în nimic există orice. Adică în această oferire, în această moștenire aparent, care nu ține de material, evident, dar în nimic,
Nu-i nimic material în această moștenire, dar este totul. Este esență divină, ceea ce puteți lăsați, nu doar urmașilor, nu doar celor care vor fi în preajma voastră de-a lungul acestui proces, ci și sinelui vostru superior, ci și eventual vieților viitoare pe care le veți mai trăi unii dintre voi, da? Veți lăsa această moștenire de lumină într-un fel ca o protecție pentru ce va urma. Sper că sunt coerentă. Și vorbesc de protecție pentru că iar aveți legacy, moștenire și aveți și o comoară. Apreciați-i pe cei care iubiți, da? Treasure înseamnă comoară, comoară, nu doar apreciere, nu doar protecție. Și nu oricum, nu degeaba s-a ales acest cuvânt, tocmai pentru că trebuie să conștientizați că cei pe care iubiți, părinți, copii, cei dragi iubiți, care nu sunt doar iubiți, sunt oameni speciali, da? Protejați-i ca pe o comoară. Aceasta este moștenirea voastră de lumină. Oferiți-le lumină, oferiți-le acest nou univers emoțional, spiritual, da? Cum se vede. Eventual, interesant, dacă voi vă oferiți ca miri mirese lui Hristos, fiți conștienți că și Hristos, și ce stare în momentul în care vă transmit acest mesaj, și Hristos vă va proteja ca fiind parte din familia sa, din familia lui spirituală, da? În continuare, la capătul setului de cărți, aveți în inima materiei, numărul 22, număr maestru, 2 și 2 înseamnă 4, 4 ține de pământ. Lucrurile sunt mai profunde decât par. Și dacă nu ați înțeles niște evenimente, niște situații în care ați trecut, fiți conștienți că îngerii, flacăra cristică, v-a ghidat continuu și din acest motiv trebuie să vă oferiți acestui ideal tocmai ca să vă atrageți, ia uite așa ce frumos, să vă atrageți o nouă dragoste. Și când vorbesc de nouă dragoste, iar avem 2 și 6, 8, 8 e transformare, e scorpion, iar avem numărul 11, ia uite, între 22 și 11 aveți 8. Evident, vă apropiați de flacăra geamănă, unii dintre voi, deși conceptul ăsta a devenit absolut obositor și exagerat, dar trecând peste acest mesaj pe care unii probabil că au nevoie să-l asculte, vă apropiați de o nouă dragoste față de voi. Învățați să vă iubiți și din punct de vedere spiritual sau să vă iubiți și fizic, dar din altă perspectivă, spirituală. Uitați-vă la puterea voastră interioară. Da? Uitați-vă ce frumoși sunteți liberi. Și încercați să ieșiți din niște, dintr-un univers care v-a ținut ca într-un glob, da? Ca într-o cușcă. Eu acum așa văd mesajul. Cine a încercat să vă țină într-o cușcă spirituală, mentală, emoțională, nu contează, materială, încercați să anticipați această eliberare și această frumusețe a voastră prin spiritualitate. Și prin dragoste față de voi. Evident că poate să fie și o nouă dragoste în viața unora. Rămâne de văzut, rămâne să primim mesajele care vor veni. Din seria aceasta de cărți pe care o folosesc în curând, a vrut să se arate Regina de Monede, pe care am văzut-o și la cărțile intime. Unii dintre voi aveți de-a face cu un semn de pământ, în mod special Capricorn, că așa se arată, dar nu doar. Este imaginea soției. Pentru mine aceasta e soție, evident că poate să fie și soț care manifestă această latură feminină, protectoare și sensibilă a familiei. Dar, trecând peste acest aspect, soția este un subiect important pentru voi în această perioadă, mai ales că suntem în semnul Fecioarei, este un semn de pământ, trebuie să vedeți lucrurile practic. Oh, eventual, interesant ce mesaj primesc, eventual, în momentul în care vă oferiți voi înșivă lui Hristos ca și mir mirese, încercați și vedeți cum ar trebui să se proiecteze această căsătorie spirituală. E un mesaj foarte important și sper să-l înțelegeți unii dintre voi. Cum ar trebui să se reflecte această căsătorie spirituală în viața
materială. Da? Pentru că foarte adesea biserica a denaturat acest concept de căsătorie, de cuplu. În fine, trecăm peste asta. Aveți nevoie de stabilitate, lucrați la stabilitatea voastră într-un mod creativ, Doamne ajută, sper, pentru că am mai văzut 5, da? Foarte posibil vă doriți să încheiați un ciclu de trădări, de dureri, ori cu acest personaj, evident că variază, Capricorn în mod special, sau Taur sau Fecioară, ori cu soțul, soția. Este o trădare, este un ciclu, dacă puteți să transformați și mai bine. Dar este nevoie să încheiați acest ciclu. Ați auzit, ia uite ce frumos, am vorbit de flacăra cristică, am vorbit de îngeri, aveți aici niște îngeri care vă tot cântă în minte, niște semnale. Vă tot cheamă la o renaștere, la o transformare, să ieșiți din morți, dintr-o somnorațiune naște monștri. Probabil că cineva trebuie să asculte acest lucru, somnul rațiunii și nu doar al rațiunii, însă ceva trebuie să transformați pentru că sunteți supărați, unii dintre voi, 4 de cupe, ori un semn de aer, dar nu musai, nu musai, sunteți supărați. Și vreți să renașteți din această tristețe și depresie. Unii chiar sunteți într-o depresie. Eu așa simt că sunteți într-o depresie. Ați trecut printr-o perioadă, apropo de transformarea spirituală, e o călătorie spirituală aici. Este un călugăr, este un eremida care vrea să se căsătorească. Îl caută pe Iisus Hristos, vrea să se căsătorească cu el. Da? Știți, e metaforă. A trecut de prea mult timp prin această călătorie și foarte posibil unii dintre voi ați avut tendința să vă pierdeți speranța, iar aveți așteptare. 9 de monede. Ia uite. În legătură iar cu o fecioară, cu cineva semn de pământ sau cu cineva cu care aveți adesea argumente. Argumente în legătură cu banii. Însă, această așteptare și această transformare pe unii dintre voi, îmi pare rău că trebuie să o spun așa, simt, va epuiza și trebuie să transformați lucrurile. Trebuie să renașteți. Și unde putem să renaștem, dragii mei, săgetători? În așa fel încât să ne regăsim cu adevărat puterile, dacă nu în direcții spirituale. Haideți să vedem ce alte mesaje mai vin. Săgetători. Septembrie. Oh, ia uite, iară vrea să se arate regina. Ia uite, secrete. Ori soția, ia uite, ori semn de apă, pește, rac, scorpion, semn de pământ, taur, fecioară, capricorn. Să zicem. Soția, soțul are secrete, are niște frici, aveți niște frici legate de varianta feminină, de elementul feminin, unii dintre voi. Săgetător. Ia. Ia uite ce multe sar. Da, e vorba de muncă, de bani, aveți nevoie de stabilitate. Nu știți cum să vă găsiți stabilitatea unii dintre voi. Ok. Săgetător. Septembrie 2020. Soarele nu vine să știm. Săgetător. Ia să vedem. Oh, ce frumos! În trecut, asul de monede, 9 de monede, 3 de monede. Ce înseamnă trecut acum? Iar poate să varieze, dacă e perioadă îndelungată, dacă este perioadă scurtă, este relativ acest trecut pentru unii dintre voi. A apărut cineva, clar, semn de pământ. Este un început, este intrarea cuiva. Și cu 9 de monede și cu 3 de monede, o persoană marcată de semne de pământ. Și dacă nu musai semn de pământ, o persoană care are o valoare deosebită în viața voastră. Deci chiar are valoare. Acest gen de femeie sau bărbat este foarte aproape de energia împărătesei, un soi de preîmpărăteasă. Este marcată de Venus, este frumoasă, este generoasă, este abundentă. Nu musai care are extraordinar de mulți bani, are reușite profesionale, spirituale,
intelectuale. Chiar în asta constă de fapt abundența. Ei, și acest personaj a intrat în viața voastră într-un fel sau altul și v-a inspirat, eu așa simt, că v-a inspirat să colaborați, să lucrați, să creșteți. Trei de momente în acest moment îl văd ca pe o creștere. Ah, că poate la un moment dat v-ați fi dorit din această colaborare 3 și cu 1, 4 să construiți o relație, 9 și cu 1, 10 să mergeți către o relație de lungă durată, iar rămâne de văzut dacă acea regină de monede este persoana de care trebuie să vă îndepărtați sau un exemplu pe care trebuie să-l urmați. Pentru că am văzut 10 de spade, da, încheierea unui ciclu de trădări. Ca să puteți să încheiați acest ciclu de trădări, foarte posibil unii dintre voi v-ați concentrat pe muncă. Muncă, 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 transformarea voastră. E o alchimie aici. Creativ. Ați încercat să munciți creativ și e foarte bine. Foarte posibil ați atras atenția. Oamenii s-au uitat la voi, v-au aplaudat, foarte posibil pentru unii dintre voi, voi să fi devenit această nouă, această fecioară sau doamnă, domnișoară, nouă de monede, pentru unii dintre voi. Pentru că este energie, da? Nu reprezintă musai o persoană. Este o energie. Cineva vă fi oferit la un moment dat, există și varianta asta, vă dau mai multe mesaje, vă fi oferit un dar, o susținere ca să începeți un proiect, ca să începeți să demarați o idee, da? Să puteți să, da, măcar că vă luați instrumente să sculptați această marmură, da? Și uite așa, ați muncit și ați crescut. Unii dintre voi, nu toți, depinde de voi cum v-ați folosit oportunitățile, că este în trecut. A fost o oportunitate de creștere. Dacă ați folosit-o bine, dacă nu, tot bine. Unii sper că ați folosit-o cum se cuvine. Pentru că există cărți superbe, da? Aici, în trecut. Și am dat destule mesaje. Un semn de pământ cu care ați fi vrut să faceți o familie sau măcar o colaborare, măcar o relație stabilă. Acum rămâne să vedem. Ia uite, în prezent, ce aveți? Regina de bâte. Sunteți voi, 8 de spade, regele de monede. Clar că vă doriți acest personaj. Aici sunteți voi, regina de bâte, să zicem. Semn de foc. Multă pasiune aveți. Seducători. La maximum. Toată lumea, am zis, atrageți atenția. Toată lumea se uită la voi. Ați putea să fiți chiar această persoană, da? Pentru că ce înseamnă preîmpărăteasă? Înseamnă o persoană care deja trece prin câteva regine. Însă, aveți reușite, dar ceva vă stresează în acest moment. 8 de spade. V-ați blocat din punct de vedere mental într-o idee. Foarte posibil v-ați blocat, nu știți cum să vă găsiți stabilitatea, cum să vă găsiți, nu musai stabilitatea. Pentru că poți să ai abundență, spor, dar să n-ai stabilitate, da? Am zis, aveți 9 și cu 1, 10, 1 și cu 3, 4. În trecut ați avut acest potențial de stabilizare la casa voastră. Rămâne de comentat să-mi spuneți dacă v-ați găsit partenerul sau nu, pentru că am senzația că unii nu v-ați găsit partenerul. Și aici este stresul vostru. Să vedem ce alte cărți apar. Dar în acest moment, ia uite, apare și Taurul. Taur, Fecioară și am văzut și Capricornul. Vă dau un alt mesaj. Pentru unii dintre voi, foarte posibil, dacă v-ați cuplat cu cineva semn de pământ, în acest moment, voi semn de foc și ei semn de pământ, aveți un blocaj mental. Ați intrat într-un cerc. Și simt, ăsta e mesajul pe care îl simt, ăsta îl transmit. Dacă v-ați concentrat doar pe bani în acest cuplu, dragii mei, e o greșeală. De-aia a apărut și mesajul de la început. Să vă oferiți într-o direcție spirituală. Ca de fapt, în asta constă idealul familiar. Să vedem ce alte cărți apar. Dar, cu acest 8 de spade, este foarte posibil, repet, dacă v-ați concentrat doar pe bani și stabilitate, să vă blocați un pic mental în această direcție. Pentru unii dintre voi, doamne,
domni, domnișori, să vă stresați foarte mult cum să materializați, cum să vă cuplați cu acest personaj. Vreți un om stabil, un om loial, un om care să vă protejeze. Foarte posibil unii dintre voi să vă gândiți obsedant la acest personaj semn de pământ. 4 cărți de pământ, trecut și prezent. Și să fie obsesiile voastre sau evident ale lor, că e totuși etalare colectivă. Vedeți pe unde vă găsiți. Ia uite, magicianul. O, 10 de spade. 4 de cupe. Pentru unii dintre voi, foarte posibil un semn, cineva cu planete, nu neapărat semn, cineva cu planete în semne de aer, să fie extrem de speriat de faptul că voi vă găsiți stabilitatea lângă cineva care vă oferă toate aceste monede. Da? Care vă împământenește într-un fel sau altul. Și nu e musai să fie semn de pământ, poate să fie, să zic, semn de, eu știu, apă și să aibă ascendent în taur, da? Și să aibă ascendent în fecioară, da? Într-un fel sau altul, să se creeze niște conexiuni. Însă, personajul care vă oferă stabilitate în ultima vreme și acum, aduce stres unui alt personaj care se simte trădat, eventual 10 de spade. Pentru că apare sub 8 de spade. Posibil acest 8 de spade să fie altcineva, da? Gemeni, balanță sau vărsător. Și să fie foarte supărat în această, în perioada următoare. Dacă voi, pentru că e totuși un rege și o regină, este un cuplu. Este un cuplu. Da? Doi oameni puternici. Dacă voi vă găsiți un partener puternic care să vă protejeze, foarte, foarte posibil, în viitor, în prezent și în viitor, cineva cu marcaj în semn de aer sau cineva din trecut obține de legături karmice, să fie foarte stresat. Poate să fie și semn de apă, poate să fie și semn de aer. Poate să fie și berbec, magicianul poate să fie și berbec. Cineva. Însă, trecând peste acest mesaj, în viitor vreți să manifestați eliberarea. Eliberarea de acest stres mental, da? Asta vreți să manifestați eliberare. Și am văzut-o și a vrut să revină. La capătul setului de cărți, ce aveți? Voi, bătăioși. 7 de băte. Vreți să vă păstrați tot, eu știu, tot ce ați achiziționat până acum, tot ce ați construit. Vreți să luptați pentru voi. Să vă eliberați emoțional, să mergeți către nouă, nu doar o nouă de monede și nouă de cupe, către satisfacții emoționale. Dar există cineva care vine într-un mod neașteptat în viața voastră. Un fost, o fostă, care la un moment dat v-a pus într-un trio, dar știți cum? Acest fost, fostă, v-a adus și multe bucurii, sau cel puțin emoții, nouă de cupe. Și totuși nu s-a putut decide. Degeaba ați avut emoții și bucurii în preajma lor, nu s-a putut decide. Ia uite, doi de bâte, v-a lăsat în frig, în ceață. Ia uite, s-a purtat un pic cam nedrept. Ia uite, justiția lângă 5 de cupe și 5 de bâte este o nedreptate. Ceva nu, n-a fost. Și aici iar este o balanță. Deci acest fostă, prieten din copilărie, din trecut, de cândva, da? Vine într-un mod neașteptat. Și încearcă să vă afecteze, să zic, victorile, starea. Dar voi îi veți primi defensiv sau deja i-ați primit defensivi și încercați să lăsați în urmă toate acele cupe, da? Toate acele personaje care nu vă mai cresc, vreți să mergeți către voi, către interior, cum am zis.
mai devreme prin acea căsătorie spirituală. Vreți să mergeți către satisfacții personale profunde. Haideți să vedem totuși ce înseamnă. Ia. Clarificăm. 8 de spade și 10 de spade. 8 de spade, spate curioasă. Ia uite, 8 de spade. Sunteți voi defensivi? Ia, și 10 de spade? Sau voi vă luptați cu acest personaj? Foarte stresant, obsedat, poate cineva pentru unii. Simt că este foarte posibil să fie cineva obsedat de voi. Ia uite, de la distanță. De peste mări și țări. Este o legătură la distanță care nu a mers. Și care trebuie încheiată. Lumea nu este doar un ciclu, cum este 10. Este un capitol care trebuie încheiat. Cu acest personaj care v-a stresat. Da, au fost niște obsesii mentale, că e 8. 8 e casa scorpionului a obsesiilor mentale, da? Nu știu de ce așa simt să citesc 10, ținești de casa 10 a relațiilor publice, a carierei, probabil că ați întâlnit la locul de muncă. Iar taur sau balanță? Vrea să vină cineva cu o împăcare. Așa simt. 6 de spade, valetul de cupe, dar se blochează. Pentru că voi vreți să construiți, nu vreți doar cuvinte, vreți să construiți, așteptați oportunități, uite. Ce mai spune aici? Regele de băte, ați putea să fiți voi în trecut. În trecut, pentru unii un mesaj scurt. Că ați fost în preajma unui semn de aer, în special vărsător, dar nu obligatoriu. Sau semn de apă, ați visat la cineva, ca fiind ce v-ați dorit dintotdeauna. Ați fi riscat să ieșiți din niște șabloane, ați ținut mult la ei oricum și ați riscat să mergeți peste mări și țări. Dar această aventură v-a adus față în față cu o situație neplăcută. Cu acest mincinos. Că acum cineva v-a mințit în această călătorie, în această aventură, foarte posibil. Că voi ați descoperit la un moment, dacă v-ați mințit pe voi, călătorind mări și țări după cineva, iar este foarte posibil. Pentru că apare un blocaj. Eu așa simt. Să citesc cărțile. Dacă vrea cineva să le citească altfel, foarte bine. A trebuit să faceți drumuri. Ca să vă întâlniți cu, iau-te, regele, regina. Cu personajul pe care ați crezut că, eu știu, e sufletul vostru pereche. Și totuși s-a blocat treaba. S-a blocat comunicarea. S-a blocat ceva. Repet, s-a descoperit. Unul sau celălalt a descoperit că se minte. Apare și magicianul, a apărut și mincinosul, da? Nu zic musai că v-a mințit cineva. Știți cum? Conștientizăm că de fapt ne mințim noi înșine când sperăm în direcții care nu sunt potrivite pentru noi. Sper că înțelegeți ce vreau să spun, da? 4 de cupe, ia să vedem, 4 de cupe. Ia uite, îndrăgostiți-i. Trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Gemeni, iar nu neapărat între cuplu celălalt, pe care, între un partener pe care ați crezut că sunteți perfecți pentru ei și partenerul care apare în ultima vreme și care vă oferă stabilitate. Trebuie să alegeți, iaute. Iar alegeri. Alegeți transformarea voastră care vă va aduce echilibru, dragii mei, împăratul, sau un suflet perechi care vine, rămâne de văzut cât stă. Trebuie să alegeți. Casă, parteneriat sau transformare. Acum unii vor fugi de transformare pentru că este dură transformarea. Foarte posibil unii dintre voi în momentul în care alegeți
Ce frumos, căsătorie, casă spirituală, cum am zis mai devreme, și cu moarte, iar transformare. Dacă alegeți această transformare profundă a voastră, vă veți elibera de unele tendințe pe care unii, nu toți, evident, le pot avea, poate și voi le-ați avut, de a controla. Vă veți elibera de acest stil de a controla sau de oameni care vă controlează. Dau și asta ca să nu cumva să zică, vai că ne acuz, nu vă acuz, eu doar citesc cărțile. Și la fiecare etalare trebuie să fiu de partea, nu știu, personajele principal, acum a voastră. Cam asta e. Haideți să vedem din seria cărților intime. A vrut să se arate 5 de băte. Cineva e gelos. Am zis cineva din trecut, am zis mai devreme, iar apare. Uitați-vă cum se uită la un cuplu care este fericit împreună. Se bucură unul de celălalt, sunt satisfăcuți, da? Și celălalt stă în umbră și arde ca un nebun. La capătul setului, iaute, regele și regina de monede. Un cuplu. Da? Un cuplu. Însă, așa cum simt cărțile, sunt cu spatele. Apare și spionul sau personajul care tentează, apare un început, asul de spade și apare faetonul. Nevoia de a experimenta ceva nou. Haideți să vedem ce mai apare. Asta au fost mesaje scurte. Săgetători. Septembrie. Să nu vă pierdeți flacăra, dragii mei. Ia uite, asul de altas, ce frumos. Asul de băte, semn de foc. Ce frumos. Și împăratul, care trebuie să se tempereze într-o relație profundă, karmică, la care visează. Oh, ia să vedem. Asul de băte, multă, multă pasiune pentru cineva. Ardeți. Și unul și celălalt. După celălalt. Opa, două cărți, perfecte. Oh, iar a apărut moartea. A apărut și la Capricorn, dacă nu mă înșel. Ia uite, 6 de cupe. Visați. Visați. La cineva din trecut. Vreți să vă eliberați eventual de un personaj care a fost mai rece, cu care ați comunicat la distanță? Vreți, dacă ați comunicat la distanță și v-ați întâlnit din când în când, vreți să vă întâlniți și să vă implicați total, 10 de bâte, să vă implicați total și visați la aceste momente. Asul de bâte, 9 de spade, iar 8-9, e un stres și moartea. În acest moment îmi pare foarte rău pentru unii dintre voi, dar trebuie să citesc așa cum simt. În acest moment o văd pe această moarte ca acel personaj gelos pe care l-am văzut. Cineva extrem de gelos pe voi că v-ați găsit un partener, parteneră, care vă oferă bucurii, satisfacții pe care ei nu le-au oferit. Și atunci este extrem de stresat. Se gândește, cum sunteți voi cu acești, da? Noi, potențial, parteneri. Cum sunteți voi în acest cuplu? Și cum n-au putut să fie ei cu voi, eventual. Sau ce are celălalt, cealaltă special și nu am avut eu ceva de genul ăsta. Eu zic că 9 de spade nu vă reprezintă pe voi. Sper să nu vă reprezinte. Sper să vă reprezinte această carte superbă în care vă găsiți un partener, flacăra geamănă, da, că e flacără, sunteți în flacără. Și am văzut și aici. Da. Și dacă trebuie să alegeți între flacăra geamănă și personajul, iaute, interesant, da? Și personajul cum ar cage în scorpion sau un berbec sau un taur, un personaj extrem de gelos, extrem de gelos. Acest personaj extrem de gelos își face griji. Se gândește ce faceți voi când sunteți cu acel, da? Mare, mare grijă să nu practice și niște chestiuni magice, că tot văd pisica neagră și acum mi-a venit mesajul. Da? Mare grijă. Acum, un alt mesaj, dacă vă întâlniți cu acest personaj minunat pentru voi, vă eliberați de nepotrivirile pe care le-ați mai experimentat cu alți parteneri, da? Și vă bucurați de transformare. Evident, intimă. Cam atât deocamdată. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!